Salutare și bine ne-am găsit sau ne-am regăsit pe canalul E-Română, canalul de YouTube care te pregătește pentru evaluarea națională. Astăzi ne antrenăm cu o simulare, simularea din județul Dâmbovița, da, susținută de curând de cei din acel județ. Avem două fragmente, așa cum bine știți, unul literar și unul non-literar, da, unul care ne informează, da, cel non-literar și cel literar care ne propune o lume imaginativă, o lume ficțională în care să trăim tot felul de aventuri. Așadar, lecturăm împreună, dar fiți foarte, foarte atenți, pentru că va trebui să ridicați două degete imaginare și să răspundeți. Un fragment din Sarah Penny Packer Pax fragmente. Pax era flămând și era frig. Dar de trezit îl trezise senzația că trebuie să se adăpostească undeva. Clipit din ochi, se dădu înapoi. La început i se păruse că simt în spate atingerea familiară a zăbrelelor cuștii lui. Dar își dădu seama că zăbrelele acestea se rupeau foarte ușor. Se întoarse și văzu că stătea rezemat cu spatele de tulpinile uscate de cear albinei în care se îndesase cu câteva ceasuri înainte. Lătră după Peter, dar îndată și aminti, băiatul plecase. Pax nu era obișnuit să fie singur. Fusese unul dintre cei patru pui foșgăitori pe care mama lui îi născuse deodată. Tatăl lor dispăruse înainte ca puii să apuce să le recunoască după miros, iar la scurtă vreme după aceea, într-o dimineață, nu mai venise acasă nici mama lui. Frații și sora lui muriseră unul după altul, lăsându-l singur singurel, în vizuina rece, până ce băiatul Peter, îl scoase de acolo. După aceea, ori de câte ori băiatul pleca de acasă, Pax își măsura agitat cușca până la întoarcerea lui Peter, iar noaptea totdeauna plângea să lase și pe în casă ca să se poată asculta băiatului său respirația. Pax îl iubea pe băiat, dar ce simțea el era mai mult decât iubire, și anume se simțea responsabil pentru Peter, trebuia să-l protejeze. Și suferea că nu își putea îndeplini rolul. Pax își scutură apa de pe spinare cum ploase peste noapte și se îndreptă spre drum, fără măcar să-și mai întindă mușchii înțepeniți de somn. Amușină căutând mirosul băiatului, dar nu-l găsi. Vântul, care bătuse toată noaptea, ștersese orice urmă de miros de pe pământ, dar printre sutele de mirosuri iscate de briza dimineții, găsi ceva ce îi amintea de băiatul lui, mirosul de ghindă. Cât timp aștepta Pax să-și linse blana, cățărând-o, curățând-o și uscând-o, mirosul lui Peter, care încă mai stăruia în blana lui, îl liniști. Apoi își îndrepta atenția spre labele dinainte și își curăță cu mare grijă nenumăratele crăpături din pernițe. Întotdeauna când era neliniștit, Pax zgâria pardosea la cuștii și întotdeauna betonul dur de dedesubt îi zgâia labele, cu toate acestea nu se putea abține. Cu săptămână înainte râcâise pardosea la aproape în fiecare zi, după ce își curăță labele și îi le îndoi sub piept și se puse pe așteptat. Aerul dimineții palpita de sunetele primăverii. În lunga noapte pe care o petrecuse singur în pădure, toate zgomotele acestea îl ținuseră treaz. Întunericul negru parcă fremăta și se mișca din pricina prădătorilor de noapte și chiar și foșnetul copacilor cu frunzele care tocmai se deschideau, cu seva care curgea prin lemnul tânăr, cu micile trosnete ale scoarței lor care crăpa crescând, toate îl făceau să tresară la fiecare minut. În timp ce îl aștepta pe Peter să se întoarcă. În cele din urmă a dormit greu, tremurând când se crăpă de ziua. Acum însă toate sunetele acestea îl ispiteau. Urechile lui sensibile tresăriseră de 100 de ori, făcându-l aproape să sară în sus ca să vadă ce se întâmplă. Dar de fiecare dată își amintea de băiatul lui și se liniștea. Oamenii aveau memorie bună, așa că era sigur că vor reuși să nimerească înapoi în acest loc. Pe de altă parte, oamenii se bizuiau numai pe văz, căci toate celelalte simțuri ale lor erau foarte slabe, așa că dacă se întorceau și nu-l vedeau, se putea să plece iar. Pax avea de gând să stea în apropierea drumului, ignorând toate tentațiile, inclusiv tentația pe care o simțea de a o porni spre sud, direcția în care instinctul îi spunea că era casa lui. Avea de gând să stea pe loc până venea băiatul lui să-l ia. Deasupra capului său un vultur plutea, purtat de curenții de aer cald. Vânător leneș pândea de sus numai trupurile fără viață, stârvurile. Zărind trupul neclintit, acoperit de blană roșcată al vulpoiului,
Chiar dacă nu împrăștia iz de hoit, vultul începu să zboare mai jos în cerc ca să vadă ce e. Textul 2. Nu pot să mă joc cu tine, nu sunt îmblânzită, îi spuse vulpea micului prinț. Eroul cunoscutei povești poetice lui Antoine de Saxe-Exupéry, publicată cu doar un an înainte dispariției sale, într-o misiune de zbor la 31 iulie 1944. Cine este micul prinț? Numele lui sugerează copilăria, inocența, spontaneitatea, curiozitatea și jocul, și pe de altă parte amintește de condiția princeară a ființei. Micul prinț nu este din această lume, el vine din cer, ne spune povestea. Primul ghid al vizitatorului celest, descins pe pământ în pustiul Africii, este un șarpe, iar primele repere sunt pustiul și singurătatea. Unde sunt oamenii? Te simți cam singur în pustiu, se adresează copilașul șarpelui. Singur te simți și printre oamenii, răspunde acesta. După ce străbate pustiul urcat pe un munte înalt, eroul speră să cuprinde dintr-o privire toată planeta și toți oamenii, dar nu zărește decât colțuri de stâncă. Fiți prietenii mei, sunt singur, strigă el, sunt singur, răspunse ecoul. Ce planetă caragioasă, își spuse micul prinț. Numai o scăciune, numai stâncă colțuroasă, iar oamenii n-au niciun pic de fantezie. Nu fac altceva decât să îngâne ceea ce le spui. Noroc că, în scurtă vreme, se întâlnește cu vulpea. Ca să se poată juca, ea îl roagă să o îmblânzească. Ce înseamnă să îmblânzești? Întreabă micul prinț. Înseamnă a-ți crea legături, zice vulpea. Dacă tu mă îmblânzești, vom avea nevoie unul de altul. Tu vei fi pentru mine fără seamă în lume. Dacă tu mă îmblânzești, viața mea se va înselina. Voi cunoaște sunetul unor pași deosebiți de tuturor. Pașii altora mă fac să intru sub pământ. Ai tăi mă vor chema din vizuină să... ca o melodie. Nu cunoaștem decât ceea ce îmblânzim, explică vulpea. Oamenii nu mai au timp să cunoască nimic, ei cumpără lucruri de-a gata de la neguțători. Cum însă nu există neguțători de prieteni, oamenii nu mai au prieteni. Dacă vrei să ai un prieten, îmblânzește-mă. Dar ce înseamnă a îmblânzi? Cum tâlcurile la care se referă vulpea par a fi complicate, ne limităm la etimologie. Verbul derivă din latină blandio, ire, a mângâia, cu sensurile de a îndulci, a alina, a domoli, a liniști. Important este că micul prinț a reușit să îmblânzească vulpea, care îi devină prietenă. Înainte de a pleca mai departe, vulpea îl roagă, întoarce-te la mine să ți-ai rămas bun, iar eu îți voi dărui o taină. Iată care-i taina mea. Nu poți vedea limpede decât cu inima. Esențialul este invizibil pentru ochi. Ce voia să-i spună vulpea destănuindu-i acest secret? E clar că nu se referea la inimă ca la organ muscular, cavitar, cu rol de pompă, aspiruri respingătoare și asigură circulația sângelui în organism. Inima, cuvânt derivat din latinescul anima, cu sensurile de răsuflare, suflet, viață, spirit, este plămărită din aur la omul bun. Omul cu inima de aur, om bun, inima lui asemenea soarelui, strălucește, ca aur, luminează și încălzește, îmblânzește, alină și îndulcește. Un fragment extras din Silvia... Chitimia, ce secret știa vulpea despre inimă, a apărut în Dilema veche. Așa, prima cerință spune, 1. Notează 2 termeni din câmpul lexical al familiei. Câmpul lexical, adică cuvinte care să aibă legătură cu familia. Avem aici o grămadă, avem frate, soră, mamă, tată, da? Frații și sora lui muriseră, avem aici și tată, avem aici și mamă. Trecem mai departe la cerința numărul 2. În așteptarea băiatului, Pax a adormit după lăsarea serii, imediat după miezul nopții. Odată cu oprirea ploii, abia la ivirea zorilor, dar nu are un somn prea bun. Pax, care este o vulpe, adorme abia la ivirea zorilor. Deci varianta corectă este D. Autoarea amintește de povestea personajului micului prinț pentru a comunica despre farmecul, copilărie, călătorie și aventură, valoarea prieteniei, legătura între om și animal. Nu, aici ne vorbește despre prietenie. Varianta corectă este C. Vulpea consideră că inima este un organ muscular, o pompă aspirul respingătoare, asta ne spune autoarea, însuși suflet, locul secret, sufletul este inima. C. Pax dorește să stea noaptea alături de Peter. Este adevărat, da, își dorea să meargă la el în cămară și să aibă grijă de el. Mirosul de ghinde amintește lui Pax de vizuina în care s-a născut. Nu, îi amintește de Peter, deci este fals aici. Vultul este atras de
trupul neînsuflețit al foiului. Este fals pentru că nu era neînsuflețit. Este atras într-adevăr de vulpoi, de Pax. Îl vede nemișcat, dar și are impresia că este mort, dar nu este neînsuflețit. Da, este în viață, deci este fals aici. Cartea Micul Prinț este publicată în 44. În 44 părăsește acest plan terestru autorul și cartea este publicată cu un an mai devreme, deci în 43. Este fals. Numele personajului este asociat cu însușirile vârste copilăriei. Da, adevărat. Da, Micul Prinț. Prinț. Suntem cu toții prinți că suntem mici, pentru că trăim într-un regat interior, putem spune. Avem un statut privilegiat trăind în perioada de aur. De asta e bine să vă bucurați de copilărie. În limba latină, termenul anima înseamnă alina, liniști. Nu. Anima înseamnă suflet, viață, spirit. 6. O trăsătură a tiparului narrativ. Prezența naratorului obiectiv care relatează evenimente într-o succesiune logică, da, și putem să dăm o secvență, sau elementele, prezența elementelor spațio-temporale, dar narativ înseamnă a expune evenimente, a nara, tipar narativ, textul narativ, da, textul în care avem ca mod de expunere predominant narațiunea, care presupune o lănțuire de evenimente și implică totodată prezența personajelor, prezența elementelor spațio-temporale, prezența naratorului, ăla care narează, povestitorul, care poate să fie personaj, atunci vorbind despre un narator subiectiv sau narator personaj, depinde cum v-a spus doamna sau domnul, și avem un tipar, un narator obiectiv care este asemenea lui Dumnezeu, construiește opera și el o dirigează, dar mai există niște termeni omniscient, omnipotent, omniprezent, probabil la o școală așa mai, la frații Buzești probabil că v-o zis. 7. Un element de conținut comun, îmblânzirea unei vulpi, prezența unei vulpi, da? Singurătatea, da? Și Micul Prinț și Pax se află în singurătate. Legătura om-animal putem avea la 7. Crezi că un animal poate fi un prieten adevărat pentru om? Da, desigur. Și aici trebuie să spuneți în 50-100 de cuvinte. Puteți să începeți cu o definiție a prieteniei, da? Care reprezintă o valoare. Prietenia reprezintă o stare afectivă, da? Între două ființe, nu neapărat ființă umană, între două ființe, bazată pe dorința de sprijin reciproc. Pentru că poți să sprijini reciproc un animal, adică tu-l ajuți și la rândul lui el îți devine credincios. Da? Chiar dacă nu există comunicare articulată între om și animal, există o altă comunicare spirituală, există o prietenie adevărată între om și animal. Și desigur ne raportăm la textul 1, nu? Chiar dacă era o vulpe, și de obicei o prietenie între o vulpe și un om nu este atât de obișnuită, chiar dacă era o vulpe, Pax era alături de Peter și îl așteaptă să vină înapoi. El a salvat-o, l-a salvat pe Pax de la moarte. Aici putem vorbi despre prietenia om-animal, Dumbrava minunată sau povestea lui Harapalb, la calul și tânărul. Și putem să detaliem. Are același număr de litere și de sunete fiecare termen din seria C, uscăciune, este poetice. Cine explică pricina îndulcirii? Deci număr de litere și de sunete. Aceea aici nu, pentru că dispare eu și avem cu sunet mai puțin, că avem grupul de sunete C. Estel, pronunțăm estele, sunt 5 sunete și 4 litere. Cine și poetice, da. Explic, aici avem grupul de sunete CS, deci avem un sunet în plus. La pricina și la îndulcie avem număr de litere egal cu număr de sunete. Deci D este varianta corectă. Sunt cuvinte derivate cu prefix, deci unui cuvânt de bază adăugăm un prefix. Prefixul stă în față, da? De la bun, străbun. Vem de la bate, străbate, dar întotdeauna
este formată prin compunere în plus tot, plus, plus D, plus, plus A, plus una. În enumăratele și în dulcii, aici nu, nu este. Dedesubt și înapoi, avem pe întoarce nenumăratele și îndulcii. Ba da, B este varianta corectă. Cuvintele subliniate în secvența, vântul care bătuse toată noaptea, ștersese orice urmă de miros de pe pământ, adică ștersese, aici e sens figurat, adică a îndepărtat pământul, da, se referă pământul propriu, sens figurat, sens propriu. Sensul structurii subliniate, pașii altora mă fac să intru sub pământ, adică să mă ascund. A. Avem de identificat verbe la moduri. Dacă vrei să ai un prieten, îmblânzește-mă. Primul verb este vrei și este la modul indicativ. Știm că există patru moduri: indicativ, conjunctiv, condițional optativ și imperativ. Să ai un prieten, avem conjuncția să ai conjunctiv, îmblânzește-mă, aici e o poruncă. Este un imperativ. Alcătuiește un enunț interrogativ, adică cu semnul întrebării, în care vulpoi să fie nume predicativ, să stea pe lângă un verb copulativ. Acesta este un vulpoi, semnul întrebării. Și un enunț asertiv, în care pronumele acestea să fie acesta, să fie cazul genitiv, cu acestuia. Da? Povestea acestuia este palpitantă, de exemplu. Transcrie propozițiile din fraza următoare și precizează tipul raportului sintactic lipit din ochi și se dedu înapoi. Deci trebuie să vedem aici verbele prima dată. Avem clipi, un prim verb, se dedu. Deci două propoziții. Da? Vedem că avem conjuncția copulativă și, ceea ce înseamnă că avem parte de coordonare. Deci două principale unite prin conjuncția copulativă. Și raportul de coordonare este, raportul este de coordonare, nu subordonare. Dar avem conjuncție subordonatoare. Completează enunțul următor. Omul nu ar trebui, da, să uite că gândurile proprii cu doi ar putea fi, da, aici formă nepersonală de infinitiv. Ar putea fi auzite de acest, da, adjectiv pronominal demonstrativ de depărtare, acest prieten de nădejde, a cărui dăruire este incontestabilă. Ca subiectul al doilea, să vă imaginați că dorința voastră de a avea un animal de companie s-a împlinit și trebuie să redactați o notă de jurnal în care să prezentați experiența împrietenirii cu acest animal foarte, foarte... foarte inventiv această cerință din partea celor din Dâmbovița. Mi se pare că și în trecut a fost exact aceeași cerință. Sunt sigur dacă în Dâmbovița, da, clar într-un județ. Dar da, este o cerință interesantă, pentru că cu toții ne dorim un animal de companie și cu toții avem anumite emoții în momentul în care se întâmplă acest lucru. Și cum ne împrietenim cu acest animal, este o adevărată aventură. Dacă v-a plăcut acest videoclip, e important să vă abonați. E foarte important.